pavilioane sau parcă privat pentru copii. Trebuie să se existe un așa pavilion în fiecare oraș mare din România, cel puțin în oraș mare. E un lucru foarte important, ținând cont de faptul că, din câte știu eu, există 3 patinoare în toată țara, 3-4. E un sport care, din câte știu, atrage în România, a avut tradiție și mi se pare normal să cei care doresc să facă, să practice sportul ăsta, să aibă condiții. E o investiție, în primul rând, foarte frumoasă, care sunt convins că va da posibilitatea tinerilor, mai ales din partea de nord a capitalei, să aibă acces la un patinoar ultramodern și să practice un sport bărbătesc, viguros, care este ok. Acest patinoar pentru copii înseamnă cum s-ar duce la școală, așa cum iubesc ei foarte mult copiii. Acest sport minunat, au un sfârșit unde să-l practice. Antrenându-se prin mall-uri, prin diverse locații, s-au pierdut foarte mulți copii. Așteptăm să se implice și statul, având în vedere că am înțeles s-a semnat autorizația pentru vechiul patinoar Mihai Flamarov. Mai sunt vreo 2 sau 3 probleme de discutat și după aceea o să demareze și construirea acestui patinoar, care ar ajuta enorm o capitală europeană cum este București.